locuim în satul Rachitele. Satul Rachitele este un sat de munte. Este așezat la poalele munților Plădeasa din categoria Carpaților Apuseni din România. Face parte din comuna Mărgău, județul Cluj. Avem un număr de 837 de locuitori. Școala noastră este o școală cu clasele 1-8. Respectiv avem grădiniță, unde avem un număr de 22 de copilași, cuprinși între 3 și 6 ani. Ciclul primar, unde avem clasele 1-4, copii de 6-9-10 ani. Avem un număr de 24 de copii și, pentru că numărul copiilor este redus, avem clase simultane. Adică sunt grupate clasele 1 cu clasa a 3-a, respectiv copii de 6-7 ani cu cei de 9-10 ani, și clasa a 2-a cu clasa a 4-a, copii de 7-8 ani cu cei de 10-11 ani. Apoi avem ciclul gimnazial, clasele 5-8, copii de 11 până la 14-15 ani, avem un număr de 42 de copii. Într-o clasă, media este cam în jur de 10 elevi. Profesorii care avem la școala noastră la Rachitele lucrează și la Rachitele și la o altă școală cu clasele 1-8 din comuna Mărgău, care se numește chiar așa, Școala Mărgău. Avem profesori calificați de limba română, matematică, limba franceză, limba engleză, fizică, chimie, educație tehnologică, dar avem și profesori suplinitori care nu sunt calificați. Școala noastră altădată era mult mai populată, am avut clase care aveau în jur de 30-35 de copii, dar din cauza migrării spre oraș am rămas cu un număr foarte redus de copii. Deci, acestea, cine nu a terminat desenul pe care mi l-au trimis prietenii noștri francezi, colorăm în continuare, da? Cine l-a terminat? Așa. Acestea sunt colorat frumos, bravo, și al lui George sunt frumoase. Așa. Sunt foarte frumoase. Începem și colorăm celălalt desen, da? Trebuie și 5 de patroane. Iar Alin are cu 10 mai puține decât Andrei. Câte baloane are Alin? 35 minus 10 egal cu 25. Ce? Baloane. Baloane. Bine. Am fost foarte bucuroși când domnul Călin Vodă de la Speleologie Cluj-Napoca a venit la noi și ne-a spus că o școală din Franța vrea să intre în corespondență cu o altă școală din mediul rural din România. Și iată că noi am avut această șansă și suntem foarte bucuroși să intrăm în corespondență cu această școală. A fost o colegă, profesoara Anic, care lucrează la școala Plaine din Franța, care se află pe lângă Grenoble, tot o regiune muntoasă. Ne-a făcut o mare plăcere să vorbim cu dânsa și îi așteptăm la vară ca să vină la noi în vizită. Bine, cine se duce la tablă? Gabriela se duce. Lăsăm 3 minute libere. Eu mă cheamă prin Zachel, în Julian, sunt în
clasa 6, am 13 ani. Eu vin din sudul țării, din orașul Pitești. Eu am venit în satul Scrin ca să vin la școala cu Rachitele. Avem muzeu, sală de sport, 3 laboratoare. Vin 4 km și mă duc 4 km. Până acasă. Până acasă. Fostam omul pădurii, fostam omul pădurii, și nu mor mânca lucii, și nu mor mânca lucii. Hai turai și turai, hai turai și turai, hai turai și turai, hai turai și turai. Că nici lupinus e bun, că nici lupinus e bun, să mănânce oameni buni, să mănânce oameni buni. Hai turai și turai, hai turai și turai, hai turai și turai, hai turai și turai. Coborâi din deal în vale, coborâi din deal în vale, mă-ntâlni cu dorul în cale, mă-ntâlni cu dorul în cale. Hai turai și turai, hai turai și turai, hai turai și turai, hai turai și turai. Dorul prin geam întreba, dorul prin geam întreba, dorul ții de cineva, dorul ții de cineva. Hai turai și turai, hai turai și turai, hai turai și turai, hai turai și turai. Eu la dor am prins, ai spune, eu la dor am prins, ai spune, măi dorule, măi nebune, măi dorule, măi nebune. Hai turai și turai, hai turai și turai, hai turai și turai, hai turai și turai. Păi mai văzut ai om frumos, mai văzut ai om frumos, să nu fie păcătos, să nu fie păcătos. Hai turai și turai, hai turai și turai, hai turai și turai, hai turai și turai. Păi mai văzut ai om de treabă, mai văzut ai om de treabă, să nu fie lumea dragă, să nu fie lumea dragă. Hai turai și turai, hai turai și turai, hai turai și turai, hai turai și turai. Fostam omul pădurii, fostam omul pădurii, și nu mor mânca lupcii, și nu mor mânca lupcii. Hai turai și turai, hai turai și turai, hai turai și turai, hai turai și turai. Hey!